O femeie a găsit o metodă cu totul neobișnuită de a mări veniturile familiei. Produsul afacerii sale este chiar propriul soț pe care îl închiriază altor femei pentru 40 de lire pe oră. Nu doar că afacerea merge bine, ci bărbatul a fost nevoit să-și pună problema de a renunța la locul de muncă oficial pentru a face față cererii. Laura, în vârstă de 38 de ani, își oferă soțul altor femei cu posibilitatea de a-l închiria cu ora. După ce a ascultat un podcast în care se vorbea despre un bărbat care își câștigă banii pentru trai numai din mutarea mobilei pentru alții, astfel mama a trei copii a decis să-i propună soțului său un lucru asemănător. Afacerea la care S-a gândit Laura merge ca pe roate. După ce i-a făcut soțului său publicitate masivă pe rețelele de socializare, au început să vină și clienții, ajungând să aibă agenda plină cu programări pe mai multe zile. Bărbatul în vârstă de 42 de ani oferă diferite servicii pentru a le ajuta în mod special pe femeile care sunt singure și care au nevoie de o mână de bărbat în casă, cum ar fi asamblarea mobilei, montarea unui televizor, zugrăvirea unui perete și lista poate continua. Laura a declarat, am fost foarte încântată de această afacere. Nu m-am așteptat niciodată să ia atât de mult avânt cum a luat. Am început doar de patru luni și am ajuns la un punct în care a fost atât de mult de muncă încât James lucra șase zile pe săptămână. A trebuit să începem să refuzăm lucrări și să ne reducem orele de lucru, așa că acum lucrăm de luni până vineri de la 9 la 17. Avem propriile noastre planuri de construcție pe care nici măcar nu le-am început, deoarece am fost atât de ocupați. James a fost nevoit să renunțe la slujba sa de lucrător la un depozit pentru a fi îngrijitor cu normă întreagă, alături de Laura, având grijă de cei trei copii ai lor, dintre care doi cu autism. În ciuda așteptărilor, afacerea a avut un real succes încă de la început. Acum cei doi soți se bucură de un venit în plus substanțial, relatează mesajul .ro.